Noi acum suntem la sediu Google, eu sunt ghidul, și tu ești... Cristina și Dana Pacinski. Iar voi urmează să vă luați... Neața, dragilor, e vineri! Pentru că săptămâna trecută n-am mai făcut doza din motive organizatorice, săptămâna asta pentru voi am o doză dublă aproape și mare. Așa că luați-vă popcornul, faceți-vă comozi, mângâiați-vă mâța și să începem doza de haș. Începem doza de azi cu un clip spectaculos și miraculos. Un autobuz scăpat de sub control merge cu viteză pe străzile unui orășel. Și se întâmplă asta. Sfinte emoticon, cum a supraviețuit ăla? Și zic supraviețuit pentru că după ce lovește dita mai autobuzul, omul se ridică, se scutură de praf și intră într-un bar. Ăsta da, Barosan. Ce-ai pățit cu metre, că parcă am prăfuit așa. Da, am luat autobuzul până aici. Și-al dracu șoferul ăla se crede în GTA la cum conduce. Oare merge zilnic așa? A, de fapt stai că scrie pe autobuz. Și 17-le ăla de acolo nu cred că este ruta pe care merge autobuzul, ci numărul de ciumpalaș pe care i-a luat pe parbriz în ziua aia. Plus că se aprinde fix înainte să-l ia pe parbriz ca pe o muscă. Mă, eu cred că poți slăbi. Mă, oricât de gras ai fi, dacă vrei, poți să slăbești. Exact cum sunt eu cu îngrășarea. A trebuit să țin regim de îngrășare, am mâncat ca bezmeticul o perioadă și am reușit să mă îngraș în perioada aia. Acum nu mai mănânc ca prostul pentru că nu mai am timp. În fine, ideea e că dacă ești gras, nu mai poți să iei parte la activitățile normale. Cum ar fi, de exemplu, să mergi în picioare sau să te ștergi la fund, știi? Dar chiar mă, voi cum vă ștergeți la fund? Prin spate sau prin față? One more tequila. Yep, one too many. Look it, she's buying another one. It's gonna end up drowning. Get in bad trouble. Băi nene, femeia era să se nece și trei bărbălăi n-au fost în stare să o ajute. După ce a scăpat de la moarte la mustață, care a fost prima ei grijă după ce a ieșit din mașina aia de spălat gigantică? Să-și aranjeze fustița aia minusculă. Să nu cumva să-i vadă lumea formele. Și înainte să vă șifonați și să spuneți că sunt un insensibil, să știți că susțin ce am zis. Uite, de exemplu, Cristina a reușit. A reușit, nu? A reușit. Da, da, faza este că eu știu ce metodă a folosit Cristina ca să slăbească. Și o să vă arăt acum și vouă. Genial! Plătești 300 de euro pe o ședință, alegi după instructor și banii pe care nu-i prinzi rămân la instructor. Știi? Motivația asta. Următorul clip e de pe planeta Pământ, anul stelar 2017, unde niște băieți din Africa, probabil, joacă un joc parcă inventat de ghiduș. Yeah.
fiecare dă cât poate și primul săracu nu prea poate. Poate să încaseze, în schimb. Și aud eu prost sau cumva ăla strigă: udă-l! Udă-l, mă! Udă-l! 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 Udă-l, mă! Udă-l! 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 Da, udă-l! Udă-l! Da, udă-l, mă, odată, mă! Ia udă-l odată! Udă-l! Da! Și pentru că vă plac filmele cu proști, ia priviți-l pe acest țăran care a venit în oraș și se chinuie să înțeleagă cultura din acest loc misterios. God, he is still. He's still. How do you make him move? Shit. Shit, I can make him move. Shit, I can make him move. I can make him move. Și vă imaginați că într-un final tipul nu a mai rezistat și a făcut ce am fi făcut cu toții în situația respectivă. L-a troznit. I don't fuck with you. You little stupid ass bitch, I ain't fucking with you. You little dumb ass bitch, I ain't fucking with you. Things I'd rather fucking do than to be fucking with you. Little stupid ass, I don't give a fuck, I don't give a fuck. Faza asta se potrivește cu sunetul de pe alt clip. Wunder! 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 Aude-l, mă! Și pentru că numai ce am văzut un clip din Africa ne face să ne gândim că nu toată lumea are bani. Adică părinții bogați le cumpără copiilor astfel de simulatoare. Și părinții care nu prea au bani le cumpără copiilor astfel de simulatoare. Guys, cei de la Coca-Cola vor să vă ofere cea mai tare experiență din viața voastră. Acestea fiind spuse, dacă sunteți puțin norocoși, aveți șansa să veniți în Creta, și nu în Creta de scris pe tablă, ci în insula Creta, cu mine, Dana Baczynski și Alex Ghiduș, plus foarte mulți youtuberi din Europa. Și ce facem acolo? Petrecem și ne dăm cu schigetul și o să fie tot felul de nebunii, o să vă placă maxim. Adică totul e organizat de Coke, deci îți imaginezi că o să fie bestial. Ca să intri în concurs, înscrie codul de sub capacele Coca-Cola pe ceamaitarevacanță.ro până pe 16 iulie. Și ne vedem în Creta! Doamne ajută că eu chiar aveam nevoie de o vacanță. A, și dacă ai sub 18 ani, trebuie să vii însoțit de o persoană peste 18 ani. Sau mă rog, de 18 ani. Sfatul meu, ia-o pe sora ta mai mare. Multă baftă internațiune, vă pun link în descriere. Mă, v-am promis o doză mai lungă? V-am promis. Așa că poftim un clip cu un goriloi care se bălăcește într-o piscină de-asta gonflabilă, obosită de plastic. Asta nu e gorilă, e mașină de spălat.
Și mulți dintre voi poate spuneți, oh, ce drăguț, uite maimuța care se bălăcește, ce fericită e. Dar la cum se bălăcește acolo, mai degrabă e supărată decât veselă. De ce ar fi supărată? Păi vă spun de ce ar fi supărată. Pentru că au apărut pe internet niște filmulețe cu gagică sa în ipostaze compromițătoare. Uite clipul. Și Flocoșenia săptămânii e un cățel care se ceartă cu un clește. Sunt foarte multe festivaluri în august și Tesla pune la bătaie un abonament de o zi la oricare dintre ele. Ca să te înscrii în competiție, trebuie să dai share la ultima lor postare de pe Facebook și automat te înscrii. Multă baftă, pun link în descriere. Săptămâna trecută vă întrebam. Acum două săptămâni vă întrebam dacă ați prinde un hoț la voi în casă, ce ați face? Cristian spune, dacă aș prinde un hoț la mine, i-aș zice să nu uite să-mi ia și nevasta. Să-ți ia și nevasta o tură? Sau cum să-ți ia și nevasta? Că nu înțeleg. Iar The Block Tomcat, că i-aș arăta dozele vechi, sigur fuge înainte să fure ceva. Super tare! Înainte să încheiem, vreau să-i felicităm pe cei de la Noaptea Târziu, care tocmai au atins 1 milion de abonați. Da, da, felicitări noaptea, vă pupăm și ne vedem la partiul vostru de 1 milion. Și pentru voi, dragilor, asta a fost doza pe săptămâna asta. Nu uitați să vă abonați, să dați doza și altora și să-mi spuneți voi prin ce miracol ați trecut. Lăsați în comentariile voastre, în secțiunea de comentarii. Eu sunt Mikey H, iar voi, ca în fiecare vineri, ca aproape în fiecare vineri, tocmai v-ați dat doza de H. Pa! Neața, dragilor, e vineri! Și pentru că doza... Și pentru că doza trecută n-a fost săptămâna, dar chiar mă vei cum vă ștergeți la fund? Prin spate sau prin față? Unii sunt pe spate, unii sunt din față. Serios? Cum e posibil să spate? Se poate și prin față! Nu ai, ba da, tu prin față sau prin spate? Spate. Prin spate. Ana? Nu te interesează. Eram sigur că cineva trebuia să zic. Top în spate și eu. Eu mă frec așa de prosop. Ce faci? Da, Phil, toza de haș! Uiii!